O mărturie, pentru că a îngăduit Dumnezeu să mă spovedesc o perioadă la Părintele Sofian. După ce îl cunoscusem deja pe Părintele Dumitru Stăniloae, mi-amintesc prima mea spovedanie, am făcut-o la un profesor din Facultatea de Teologie, dar probabil, datorită neputinței mele, nu mi s-a potrivit. Aveam nevoie nu de perie cu sârmă, ci aveam nevoie de blândețe. N-aveam nevoie nici de moralizare, nici de... Și atunci mi-am căutat un alt duhovnic. Mergeam de obicei la vecernile de la Mănăstirea Antim. Îmi plăcea foarte mult. Îmi plăceau privegherile de acolo. De știți, cei care ați participat, privegherile erau minunate cu acel cor polifonic, așa, cu nuanță basarabeană, să spunem așa. Erau și călugări, dar erau și studenți de la teologie care cântau în corul acela, însă dirijorul deja impusese un anumit, o anumită nuanță a muzicii. Și așa l-am cunoscut pe Părintele Sofian, care la început m-a impresionat prin simplitatea lui. L-am rugat să mă spovedească. Vă dați seama cu câtă emoție. Și mi-era teamă. Însă Părintele, așa cum îl știm, cu dragoste și cu multă blândețe, a acceptat fără nicio reținere să fie duhovnic. Nu știam atunci că fusese membru al rugului aprins. Că trecuse prin închisoare. În anii de facultate, cât m-am spovedit la Părintele Sofian, m-a mișcat foarte mult starea de liniște, de pace și de har pe care Ava Sofian mi-a dăruit-o după fiecare spovedanie. Așa cum știți cei care v-ați spovedit, cel puțin eu așa am reținut, Părintele Sofian nu punea multe întrebări la spovedanie. Și nici nu îți dădea multe sfaturi. Te îmbărbăta și te îmbrățișa cu toată ființa lui. Pot spune că, nu știu dacă am încercat să limit, dar ceea ce am înțeles de la Părintele Sofian, dar și de la Părintele Dumitru Stăniloae, este că atunci când stai de vorbă cu un om, stai de vorbă integral. Adică îi îmbrățișezi, îi te dăruiești integral. Cu toată ființa. Acesta era Părintele Sofian, care se dăruia total, cu toată ființa. Părintele avea o blândețe vindecătoare. Eu aveam nevoie vitală de această blândețe. Și în preajma lui am simțit cu adevărat că m-am vindecat de bolile sufletești de care sufeream. Am încercat, am înțeles atunci și mi-a folosit. Mi-a folosit ca duhovnic nevrednic cum sunt, mi-a folosit ca model Părintele Sofian. E adevărat și Părintele Stăniloae, dar la Părintele Stăniloae nu m-am spovedit, am fost în preajma Părintelui Stăniloae, dar Părintele Sofian mi-a dat acest curaj și în același timp este ușor de înțeles că în timp ce te spovedea, rostea neîncetat rugăciunea inimii. Rostea neîncetat rugăciunea inimii, astfel că după câteva cuvinte blânde pe care ți le adresa, după dezlegarea pe care ți-o făcea, așa cum spunea Doamna mai înainte, plecai vindecat, plecai zburând, plecai eliberat,
și cu o bucurie pe care o bucurie a spune eu nu puteai să o explici. O bucurie mare în suflet. Am încercat și eu exercițiul acesta. S-a potrivit cu firea, pentru că duhovnicul ți-l dăruiește Dumnezeu și după firea ta. Și am înțeles acest lucru. Că, într-adevăr, blândețea care coboară, Mântuitorul Hristos care coboară, cum spune, sunt blând și smerit, spune Mântuitorul, blândețea aceasta coboară prin duhovnic, dacă el se așează, cum spunea, cum a făcut-o Aba Sufian, se așează în smerenia lui Hristos. Ați văzut toate aceste expresii duhovnicești, cuvinte duhovnicești pe care rulează aici, cât de minunate sunt. După căderea comunismului, am aflat și eu că părintele fusese unul dintre duhovnicii de excepție care făcuseră parte din mișcarea duhovnicească a Rugului Aprins. Duhul echilibrat și luminos al acestei mișcări a fost adus până în zilele noastre de părintele Sofian. Părintele nu a fost doar un simplu pictor bisericesc și de aceea l-am invitat pe părintele Antipa, care este la fel pictor și rugăm pe părintele Sofian să coboare același har. Deci, părintele Sofian a fost și pictor de suflete, și în suflete, dar și pictor bisericesc. Și am să rog pe părintele Teofan, mai spre sfârșit, chiar să enumere, la simpozionul de la Iași, preasfințitul Cais, Sadic, sau cum se numește? Cais. Preasfințitul Cais, care a studiat în România, ne-a povestit cum a pictat mai multe biserici în Siria și în Orient. Deci, ce simțeai la părintele? La părintele simțeai de prin firescul apropiere de Dumnezeu, apropiere lui Dumnezeu de inima noastră. Același firesc l-am simțit și la părintele Stăniloae. Făceau parte din aceeași familie duhovnicească. Și la părintele Stăniloae găseai aceeași simplitate dezarmantă. Amândoi te încurajau, te făceau să înțelegi că în fața lui Dumnezeu ești totuși o persoană importantă. Ești o valoare. Dar dacă vom face această legătură cu Rugul Aprins, ceea ce avea părintele Sofian, ceea ce avea părintele Stăniloae, ce avea părintele Arsenie Papacioc și ceilalți membri, dar mai ales cei pe care i-am amintit, aveau acest duh al prezenței lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Papacioc, de asemenea, avea această vorbă, orice suspin al o tresărire a inimii poate fi o rugăciune. Adică să tresare în momentul acesta și să spui, Doamne, Doamne, dar eu unde sunt? Pe de altă parte, ceea ce am întâlnit la acești părinți, la părintele Sofian, la părintele Stăniloae, am întâlnit iarăși o metodă duhovnicească deosebită. De a spune, nu știu. Noi avem o boală astăzi și mai ales duhovnicii tineri, mai puțin tineri, că vrem să arătăm că le știm pe toate. Ei bine, părintele Sofian și părintele Stăniloae spuneau de multe ori, nu știu, și pentru că vorbim de părintele Stăniloae, dacă vom citi cartea Șapte dimineți cu părintele Stăniloae, al lui Sorin Dumitrescu, vom vedea că de multe ori, părintele îi răspunde pictorului Sorin Dumitrescu, nu știu. Și spune părintele, nu știu și apoi dacă nu știu, nu are rost să mă sfătoșesc. Orică n-am cercetat unde a ajuns, orică nu m-am rugat unde a ajuns,
ori că nu sunt vrednic să-mi descopere Dumnezeu, dar nu știu. Și dacă nu știu, nu-mi place să mă sfătoșesc. Aș face aici o legătură foarte interesantă. Mi-a venit acum în minte, iertați-mă, despre rolul celor doi duhovnici, părintele Arsenie Papacioc și părintele Sofian Boghiu, în viața pictorului Daniel Turcea și poetului Daniel Turcea. Mai întâi, părintele Arsenie Papacioc este cel care l-a spovedit. O spovedanie cutremurătoare, adevărată. O spovedanie în care înțelegem că duhovnicul, nu prin cuvintele sale, este biruiește patimile fiului duhovnicesc, ci prin prezență duhovnicească. Pentru că părintele Arsenie Papacioc era încă la mănăstirea Cernica atunci când l-a spovedit pe Daniel Turcea în 1976, dacă nu mă înșel. L-a ascultat, din câte am înțeles, aproximativ 8 ore. 8 ore, după ce Daniel Turcea se gândea seara ce poate să-mi spună un popă sau un preot. El a încercat să se apropie de Biserică și de Mântuitorul Hristos, dar nu reușise, pentru că îi se părea că popii sunt niște ignoranți. Și a ajuns în prezența duhovnicului. Bineînțeles că părintele Arsenie nu și-a pus mintea, ci a pus Duhul pe el. Astfel încât a declanșat cea mai cutremurătoare pocăință, zdrobitoare pocăință, să plânge aproape 8 ore și să se cutremure din toată ființa. Și apoi, știți ce a urmat? Părintele Arsenie i-a spus, părintele Arsenie avea întotdeauna pidalionul pe masă. Și pidalionul arată canoanele care trebuie aplicate pentru anumite păcate. Și calculând așa, bineînțeles, a fost mai mult metaforic. Dragul meu, după toate câte ai povestit, 360 de ani ar trebui să nu te împărtășești. Lasă că pentru a vedea cât este de bun Dumnezeu Hristos, Mântuitorul Hristos, eu am să te împărtășesc acum. Și din momentul acela, Daniel Turcea a devenit nebun pentru Hristos și a scris un volum de poezie mistică, Epifania. După ce părintele Arsenie Papacioc a plecat la Techirghiol, asta s-a întâmplat la 3 luni după ce l-a spovedit, pe Daniel Turcea l-a încredințat cui? Părintelui Sofian. Părintele Sofian, deci l-a spovedit și ultima spovedanie și împărtășanie, dacă nu mă înșel, a fost pe 25 martie 1979 și ceea ce mi se pare mie extraordinar, părintele Sofian a plecat cu potirul, deci cu potirul a plecat, pur și simplu nu consumase sfintele, ar spune cineva, doamne, e cam necanonic. Un duhovnic poate să facă acest lucru. Din potir l-a împărtășit în ziua de 25 martie, Buna Vestire, 1979, pe Daniel Turcea. Pentru ca după aceea, Daniel Turcea să treacă la cele veșnice cam la 3 zile după aceea. Cred că 25, 26, cam 28-29 martie, dacă nu mai știu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste întâlniri providențiale pe care le-am avut cu acești părinți, cu părintele Sofian. Îl găsesc pe părintele Sofian ca fiind în același duc cu Sfântul Siloan Atonitul, cu părintele Sofronie Saharov, cu Sfântul Serafim de Sarov și cu Sfântul Isaac Sirul. Același duc de iubire arzătoare, de pace, fără ieșiri aspre. Cei care v-ați spovedit și v-ați rugat, dacă sunteți în această seară, din cei care l-ați cunoscut pe Părintele, să veniți aici să depuneți o mărturie. Suntem aici într-un duh al comuniunii. Știți foarte bine că Părintele
spovedea și la chilie, și în biserică, și spovedea și până la miezul nopții, și după miezul nopții. Știți foarte bine, probabil că vă amintiți, rândul acela, în care uneori erai chiar descurajat. Erai descurajat pentru că, dar în același timp, așa cum spunea Doamna mai înainte, plecai de acolo plutind. Sunt convins că prin mărturisirea și jertfa acestor mari trăituri ai Ortodoxiei pe care i-a dat neamul românesc în secolul al XX-lea, biserica noastră este încă vie astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ne l-a făcut prin acești mari părinți duhovnicești și prin Părintele Sofian și sărutăm mâna acestor sfinți părinți duhovnicești, voievozi ai spiritualității românești și aș vrea să subliniez un lucru. Se vorbește foarte mult despre unitatea spirituală a poporului român care a fost menținută prin cultură, prin oamenii mari de cultură, evident, și au rolul lor. Dar unitatea spirituală a românilor, să nu uităm, a fost menținută în primul rând de acești mari voievozi ai spiritualității românești, de acești duhovnici, Părintele Sofian, Părintele Cleopa, Părintele Paisie Olaru, Părintele Lefteri Mihail, Părintele Teofil, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Dumitru Stăniloae, fără a cărui filocalie tradusă și comentată, nu știu ce ar fi însemnat viața duhovnicească și așa mai departe. Le mulțumim lui Dumnezeu și în același timp nădăjduim că această întâlnire de suflet în Duhul în care a trăit Părintele Sofian să fie o întâlnire care ne îmbogățește pe fiecare dintre noi. Da, fiindcă